Personalul didactic din învățământul de stat, căruia nu i s-a acordat diferențele salariale pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011, i se plătesc aceste drepturi eșalonat pe o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a legii. Asta prevede legea referitoare la plata diferențelor salariale adoptate recent de Camera Deputaților. De actul normativ vor beneficia toate acele cadre didactice care nu și-au primit drepturile restante până la adoptarea acestei legi. La Giurgiu, peste 90% dintre profesori și-au primit deja drepturile restante în baza hotărârilor judecătorești. A apărut legea 85 referitor la legea 221, care trebuia pusă în aplicare din 2008 până pe 13 mai 2011. La ce se referă? Cei care nu au dat în judecată rămâne ca prin această lege ca să-și ia și ei drepturile salariale. La Giurgiu noi am dat în judecată, am câștigat, cred că peste 95% și-au luat aceste drepturi salariale. Dar sunt cazuri în țară în care multe sindicate au pierdut și de aceea noi am hotărât ca și cei care au pierdut sau a trecut termenul de judecată, s-a prescris, ca să obțină și aceste drepturi salariale. Prevederile acestei legi se aplică și personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat încadrat în sistem de plată cu ora. Pentru personalul didactic care și-a schimbat locul de muncă în perioada octombrie 2008-13 mai 2011 sau a ieșit la pensie după această perioadă, calculul și plata diferențelor salariale se vor face de fiecare unitate de învățământ la care au fost încadrat și salarizat în acest interval. Deși legea a intrat deja în vigoare, aceasta nu poate fi aplicată pentru că normele metodologice de aplicare nu sunt elaborate. Acestea vor fi supuse aprobării în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, adică la începutul lunii iunie 2016.